Dragi spectatori, vă spunem un bun venit la emisiunea E bine să știi. În emisiunea de astăzi ne propunem să discutăm despre profețiile mesianice. Aceste profeții pe care le găsim în cărțile Vechiului Testament și care ne vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Numele meu este Nunu Ionuț și voi fi gazda dumneavoastră în această emisiune, alături de pastorul Ionel Mardare, care spun bun venit la emisiunea noastră. Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu cu dumneavoastră. Foarte mulți creștini și cred că majoritatea dintre cei care se numesc creștini cunosc multe lucruri despre Domnul Iisus Hristos. Ar putea povesti probabil anumite momente din viața Lui, cum ar fi nașterea poate, cum ar fi moartea Lui, pentru că iată ne apropiem de o sărbătoare destul de răspândită în creștinismul nostru, Paștele, și de aceea cred eu că astăzi e important nu să știm doar ceea ce s-a întâmplat efectiv cu viața Domnului Iisus Hristos, ci aș vrea în mod special să discutăm despre acele profeții care au vorbit despre ceea ce se va întâmpla cu viața Domnului Iisus Hristos. Așadar, dragi ascultători, dragi telespectatori, dorim să deschidem astăzi înaintea dumneavoastră Sfânta Scriptură și în mod special Vechiul Testament, acolo unde vrem să observăm care sunt acele făgăduințe, acele profeții care l-au în vedere în mod special pe Domnul Iisus Hristos. Este important lucrul acesta pentru că în planul de mântuire, venirea Domnului Iisus Hristos a fost prezentată cu mult înainte ca lucrurile să se întâmple. Așadar, vreau să vă întreb încă de la început, domnule pastor, care este prima profeție pe care o prezintă Scriptura vis-a-vis de persoana Domnului Iisus Hristos? Istoria salvării noastre e cuprinsă în revelația Scripturii, Vechiul Testament și Noul Testament. Încă din prima pagină a Vechiului Testament este vorba de Cartea Facerii, a Genezei, găsim modul cum Dumnezeu a dat speranță omului păcătos. Atunci când Adam și Eva au păcătuit, desnădăjduiți, dezbrăcați de demnitate datorită păcatului, s-au văzut goi, le-a fost frică, s-au ascuns de fața lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a căutat și i-a întrebat să-i conștientizeze cu întrebarea unde ești, Adame? Ei, în acea situație, desnădăjduiți și goi, face prima făgăduință, prima promisiune care este și o profeție. Geneza, capitolul 3, versetul 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Deci, în discuția pe care o are cu șarpele, rostește această, dacă vreți, consecință, dar consecința aceasta cuprinde o făgăduință extraordinară, și anume, între bine și rău va fi vrăjmășie, între Dumnezeu și Satana, între Hristos și Satana va fi vrăjmășie, urmașii Domnului Hristos, închinătorii adevăratului Dumnezeu, față de închinătorii falși care întorc spatele lui Dumnezeu, nu se vor înțelege, vor fi întotdeauna în opoziție, pentru că binele și rău, minciuna și adevărul, lumina și întunericul, nu se împac. Iar această sentință, exprimată în limbaj profetic, a fost întotdeauna înțeleasă de Biserica Creștină ca o prezicere a venirii Mântuitorului. Iată că chiar din prima zi când omul a ales să nu asculte de Dumnezeu, prima familie omenească a primit o făgăduință că într-o zi va veni cineva din neamul femeii, din neamul primilor părinți, care va cumva va zdrobi, să spun așa, capul șarpelui. Cum s-a împlinit această făgăduință? Efectiv. Urmărind istoria atât a Vechiului Testament cât și a Noului Testament, dar cel puțin până la Mesia, când Mântuitorul la împlinirea vremii s-a născut, putem observa lucrul acesta foarte clar. Mai întâi, Satana a lucrat împotriva planului lui Dumnezeu. E foarte interesant că găsim o mulțime de mame care erau sterpe și care pe linia genealogică a Mântuitorului nu puteau avea copii. Și Dumnezeu a intervenit. Plus, găsim
întotdeauna o opoziție și o ură față de copiii adevărați a lui Dumnezeu, cei care s-au închinat, care au adus jertfe așa cum a spus Dumnezeu. Și încă din la primii închinători, fiind vorba de Abel și Cain, unul aduce ceea ce spune Dumnezeu, celălalt aduce tot pentru Dumnezeu, dar ceea ce nu spune el. Ei, de-a lungul istoriei s-a văzut lucrul acesta și mai ales în viața poporului ales, chemat de Dumnezeu, ca să arate lumii adevărul și închinarea la adevăratul Dumnezeu, neamurile din jur. Satana s-a folosit de tot felul de tertipuri, în mod direct sau indirect a atacat pe adevărații închinători și a vrut să zădărnicească planul lui Dumnezeu. De exemplu, în viața Domnului Iisus, încă de la naștere, când familia mesianică cu bucurie primise copilul care urma să fie eliberatorul, Satana a vrut să se folosească de Irod și de porunca lui să-l ucidă. Și un înger a spus, mergeți în Egipt. După aceea, după ispitirea din pustie, la fel, diavolul a vrut să facă ca Mântuitorul să cadă, să rateze mântuirea noastră. Apoi după aceea, de-a lungul vieții, s-a folosit de oameni și de unelte omenești pentru ca să îi stopeze înaintarea, ca Mântuitorul să nu mai ajungă să fie jertfă desăvârșită, să nu mai ajungă să învieze, să nu mai ajungă să biruiască moartea. Și nu mai spun, el a dorit să-l țină captiv pe Mântuitorul în mormânt. De aceea vedem cum cel rău, tatăl minciunii, care întotdeauna s-a opus lui Dumnezeu, care a luptat împotriva lui Hristos și planului de mântuire și de salvare a omului, acest numit tatăl minciunii, întotdeauna a luptat împotriva lui Dumnezeu. Ceea ce este foarte important e că de la începutul creațiunii, de la începutul istoriei păcatului, Dumnezeu a spus așa, sămânța lui îți va împunge călcâiul, deci adevărații închinători vor avea de suferit pentru că se închină și îl respectă pe Dumnezeu, dar zice, sămânța femeii, vorbind despre biserică, despre Hristos, zice, îi va zdrobi capul șarpelui. S-a împlinit odată la cruce, dar făgăduința aceasta, profeția aceasta, se întinde până la revenirea lui Iisus Hristos, când pentru ultima dată, ultimul vrăjmaș, zice, învins va fi moartea, iar Satana împreună cu îngerii lui și toți cei care au slujit păcatului și nu neprihănirii vor fi nimiciți. Aș vrea să ne referim la un alt pasaj biblic, tot în Cartea Genezei, la capitolul 12. Începând de la versetul 1 până la versetul 3, aici Dumnezeu vorbește cu Avram și îi face o făgăduință. Cum ar putea să fie legată această făgăduință de Domnul Iisus Hristos? Acolo se spune că toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. În ce fel această făgăduință dată lui Avram o putem vedea din perspectiva mesianității Domnului Iisus? Mulțumesc de întrebare. Înainte de a răspunde la această întrebare, aș dori să spun că istoria salvării, tot în capitolul 3 din Geneza, demonstrează că Dumnezeu a făcut un gest profetic. Când s-au văzut goi, zice, le-a făcut haine de piele care însemna jertfă, automat copiii Abel și Cain cunosc problema jertfei, baza sacrificală a salvării, și zice, i-a îmbrăcat. Acest lucru urma să se împlinească în mielul lui Dumnezeu, trăind o viață curată, avea să procure o haină a neprihănirii pentru oameni, să așeze viața lui neprihănită, împlinind voința Tatălui, în dreptul tuturor celor care l-au acceptat ca Domn și Mântuitor și cred în el. Legat de Geneza, capitolul 12, îmi place atât de mult ascultarea lui Avram, numit tatăl tuturor credincioșilor. Îi spune Dumnezeu să iasă din țara lui, să ducă în țara pe care eu v-a arătat Dumnezeu. Nu a văzut-o, nu a știut ce este în ea. Important e că el l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și aceasta i s-a socotit neprihănire. El a avut o atitudine deschisă față de Dumnezeu, nu a pus nicio condiție. Și Dumnezeu îi spune, dacă vei asculta și vei merge în țara pe care ți-o voi arăta, voi face din tine un neam mare și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Pe linia genealogică a lui Avram,
a patriarhilor și apoi până la Domnul Hristos, urma să se vadă foarte clar că Mesia urma să apară pe linia genealogică a urmașilor lui Avram. Plus, Avram ca tatăl tuturor credincioșilor. Îmi place că chestiunea aceasta zice toate familiile vor fi binecuvântate în tine. E folosit un termen, Adamah, care înseamnă nu doar poporul ales, toți cei care vor descinde din Avram și din Adam în mod special. Deci neamurile, nu doar poporul ales, ci neamurile care acceptau închinarea adevăratului Dumnezeu și se supuneau revelației, puteau fi binecuvântați de cine? De Eliberatorul, care urma să plătească pentru ei, care urma să fie răscumpărătorul lor și să fie Domnul și Mântuitorul lor, dându-le veșnicia. Mă gândesc că prin această făgăduință pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram, aveam în vedere faptul că într-o zi, așa cum citim în Luca, capitolul 7, unde Ioan din închisoare trimite niște ucenici să întrebe, a venit Mesia, Iisus le spune acestor trimiși, uitați-vă la ce se întâmplă. Și într-adevăr au văzut că orbii vedeau, șchiopii mergeau, săracilor era predicată Evanghelia, adică niște binecuvântări pe care îi le așteptau. Și iată că ele s-au împlinit în Domnul Iisus Hristos. Pe lângă faptul că de-a lungul timpului poporul Israel a fost privilegiat de Dumnezeu și a fost binecuvântat în foarte multe situații, Dumnezeu a făcut mari minuni pentru ei, cred că binecuvântarea prin care nu doar poporul Israel au beneficiat, ci și celelalte neamuri, a fost însăși venirea lui Iisus. Prin Iisus Hristos toate neamurile pot fi binecuvântate în Avram. În sensul acesta, chiar Domnul Iisus Hristos face această legătură frumoasă și apostolii accentuează în cărțile Noului Testament trecerea aceasta de la binecuvântarea poporului evreu la binecuvântarea neamurilor prin Iisus Hristos. Și acest interesant este că prorocul Isaia spune chiar și străinul care se va alipi de tine și va accepta închinarea adevăratului Dumnezeu să fie socotit ca unul dintre ai tăi, iar casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Încă suntem în perioada Vechiului Testament, când poporul ales în mod special avea o misiune, neamurile aveau să cunoască mai târziu taina aceasta, da? Vestită de proroci, dar ascunsă de viacuri în Iisus Hristos, chiar și atunci Dumnezeu a spus foarte clar, ceea ce demonstrează că nu doar evreii au fost binecuvântați în Avram și în Mesia care urma să vină, ci toți cei care au dorit lucrul acesta. Și apoi, binecuvântarea familiilor pământului, tuturor familiilor pământului, nu stă doar în neprihănire, în învingerea morții și a păcatului, stă și într-o viață frumoasă, trăită într-un pământ străin, unde spinii și pălămida sunt partea omului. Dar făgăduința este că în ciuda acestui fapt, Dumnezeu va fi cu noi. Emanuel, care înseamnă Dumnezeu cu noi. Aș vrea să abordăm și un alt tablou, un tablou mai controversat, să spun așa, chiar și în lumea teologilor există mai multe discuții despre el. Care a fost motivul sau rostul cerinței pe care Dumnezeu a avut-o față de Avram, când în Geneza capitolul 22 îi spune Avrame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, adu-l ca jertfă în locul pe care ți-l voi arăta. Există discuții pe tema aceasta. De ce în Scriptură credem, sau credeți dumneavoastră, că totuși Dumnezeu îi cere lui Avram să facă lucrul acesta? Pentru ce? Din ce motiv? Doar să dovedească el o credincioșie prin lucrul acesta, nu dovedise oare până atunci, mai trebuia încă o probă, sau pasajul sau tabloul acesta practic deschide pentru Avram o perspectivă mult mai înaltă, înțelege ceva mult mai important, tocmai despre Mesia. Sunt cel puțin trei motive, cred eu, pe care Dumnezeu le-a accesat în dreptul lui Avram să-i spună să aducă pe unicul fiu ca jertfă. În primul rând, Avram venea din Urul Caldeei. Era o civilizație acolo, dar păgânii aveau un test suprem pentru zeul lor, și anume să dea pe întâiul născut ca jertfă pentru îmbunarea zeului. Uh-huh. Testul acesta suprem a fost folosit de Dumnezeu să-i vadă credința lui Avram.
Al doilea motiv, credința lui Avram, testul suprem, credința lui Avram. Și al treilea, să-i deschidă o perspectivă privitor la ce urma să se întâmple cu urmașii lui Avram și cu toate familiile Pământului. Avram nu a pus la îndoială lucrul acesta, ci în momentul când a auzit vocea, da, vocea aceea care îi spusese să iasă și din țara lui, a fost convins că Dumnezeu știe ce vrea. Și aici vreau să fac o paranteză. De foarte multe ori, Dumnezeu cere pentru om lucruri anormale, zicem noi. Dar din punct de vedere al lui Dumnezeu sunt normale. Nu le poți înțelege în prima fază, în primii pași. Dar pe măsură ce istoria se derulează și experiența, da, se curge în timp, îți dai seama cum lucrează Dumnezeu. Așa că Avram vede în această experiență destul de dureroasă, dar destul de victorioasă și plină de biruință, în modul cum Dumnezeu a aranjat și a lucrat, vede venirea Fiului lui Dumnezeu. Vede că cineva trebuie să se jertfească. Și îmi place atât de mult această analogie. Zice, fiul care era întâiul născut, și în Scriptură găsim, tu ești fiul meu prea iubit, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, care poartă caracterul tatălui, numele tatălui, care împlinește voința tatălui. Gândiți-vă, Isaac era la o vârstă destul de tânără, dar putea să priceapă lucrurile cum stau în viață. Se supune, se așează pe altar, așa cum Mântuitorul, deși nevinovat, neprihănit, se așează pe crucea Golgotei, realizând, dacă vreți, legătura dintre prăpastia aceasta a păcatului produsă în omenire și neprihănirea. Sfera Harului Divin readus omul prin această punte pe care noi numim Golgota. Sigur, acolo unde? Pe muntele Moria. Avram și-a adus fiul jertfă, unde s-a construit templul și s-a văzut șechina, unde preoții își legănau cadelnițile împreună cu tămâia și cu rugăciunile sfinților și a poporului ales care se înălța către Dumnezeu. Acolo unde David aduce jertfă, aria lui Ornan, pentru ca să se oprească urgia, acolo, da, s-a făcut făgăduința aceasta frumoasă. Și îmi place că Domnul spune, fiindcă n-ai cruțat, din nou reamintește Dumnezeu, fiindcă n-ai cruțat pe fiul tău, deja fiul nu murise, că îl cruțase Dumnezeu în intervenție, dar conta atitudinea. Adică dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit, el îl jertfea. Ei, fiindcă n-ai cruțat pe fiul tău, zice, te voi face un neam mare, sămânța ta va fi ca nisipul mării și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine. Isaac jertfit preînchipuia pe Mesia, fiul lui Dumnezeu, care urma să plătească păcatul omenirii. Mă gândesc la faptul că tabloul acesta pe care tocmai l-am dezbătut împreună l-a ajutat pe Avram să vadă, așa cum spuneați, o perspectivă mult mai mare. Practic a înțeles acolo planul de mântuire lui Dumnezeu, așa cum și Adam și Eva, în pasajul de mai înainte, spuneați că Dumnezeu a făcut haine, au văzut făgăduința că într-o zi va veni Mesia care va câștiga bătălia cu vrășmașul. Aș vrea acum să amintim puțin și un verset din Geneza 49, acolo unde în capitolul acesta, la versetul 10, spune așa, e o cuvântare pe care Iacov o are față de copiii lui spre finalul vieții. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Despre cine vorbește aici Iacov în această exprimare? Citind cu atenție Vechiul Testament, ne dăm seama că atât Avram, dar patriarhii au fost și profeți. În binecuvântarea rostită copiilor lor, dar și în alte binecuvântări rostite, se vedea frânturi sau perioade ale planului de mântuire. Iacob, în dreptul lui Iuda, spune că va primi laudele fraților săi. Foarte interesant. Deci Mântuitorul, prin ceea ce a făcut, și Pavel spune, fiindcă a făcut lucrul acesta, s-a dezbrăcat până la moarte de cruce, spune că i s-a dat un nume mai presus de orice nume în mijlocul fraților săi. Pentru ca oricine, orice familie din cerul și de pe pământ să-și plece genunchi.
Un alt aspect este că, zice, fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta, arătând vrednicia închinării pe care Mântuitorul are. Apoi se va mai spune că s-a întors de la măcel. Și Isaia și alți profeți spune că Mântuitorul singur a călcat unde? În teasc și a ieșit biruitor. După aceea îl consideră și îl personifică ca un leu. Leu din seminția lui Iuda. Este vorba de Mântuitorul, care pe de o parte este miel, da? Uh-huh. El deschide pe cețile cărții pe care nimeni nu o putea să o deschidă, adică pecetluirea salvării omului. După aceea, el este leu, înseamnă putere, înseamnă rege și zice, toiagul de cârmuire dintre, nu se va depărta din Iuda, până va veni Shiloh. Shiloh însemnând Mesia. Adică, ce însemnează toiagul de cârmuire? Pe linia genealogică a Avraam, Isaac, Iacob și apoi Iuda și apoi în continuare urma să se nască Mesia, Shiloh. Cel care este unsul. Prin această făgăduință sau profeție, să spun așa, Iacov deja ne ajută pe noi să înțelegem foarte clar genealogia Domnului Iisus, pe care o regăsim ulterior în Evanghelie. Tatăl Mântuitorului, Iosif, da? Când vorbim de el, din seminția lui? Lui Iuda. Iată în cartea Genezei câteva profeții despre Mesia și venirea lui. Aș vrea acum să discutăm despre un alt pasaj, tot din cărțile lui Moise. De data aceasta aș vrea să citesc versetul 15 din capitolul 18 din Deuteronom. Aici Moise spune următorul lucru. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Să ascultați de el. Oare la ce s-a gândit Moise când a spus aceste cuvinte? Îl putem găsi și pe Mesia aici? Îmi place să detaliez contextul. Când citim mai jos, spune, știi tu ca popor când ai spus să nu mai vorbească Dumnezeu, că glasul acesta ne prăpădește și focul acesta este un foc nimicitor. În condițiile păcatului, omul nu a mai putut să stea față către față cu Dumnezeu. Și a găsit Domnul mijloace intermediare de a vorbi omului. Pentru ca omul păcătos să reziste și să înțeleagă descoperirea. Și îmi place, Moise chiar spune, tu ai spus atunci că nu vrei să mai auzi așa ceva, că glasul Domnului te va nimici. Ei, zice, Domnul are milă de tine. Domnul îți va ridica din mijlocul poporului tău un proroc ca mine, de el să ascultați. Era vorba despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a venit să-L descopere pe Tatăl, care a venit să sape în inimile noastre și să pună în inimile noastre legea, care a venit să arate mila lui Dumnezeu și care a venit să arate caracterul lui Dumnezeu. Îmi place atât de mult. Ei, ca să nu fiți nimiciți, ca să nu mai fie ceea ce a fost și voi ați fost atât de speriați. La împlinirea vremilor, cu alte cuvinte spune Moise, Domnul va scoate din mijlocul vostru un proroc de el să ascultați. Vorbind despre Mântuitor. Mă gândesc la întrebarea lui Filip, Doamne, arată-ne pe Tatăl, zice el. Și Domnul Iisus Hristos se spune, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl, acolo în Ioan, capitolul 14. Așa cum spunea, cum spuneați mai devreme, Moise, prin acest verset vorbea despre acel trimis din ceruri prin care noi o să cunoaștem pe Dumnezeu. Era chiar Fiul lui Dumnezeu, chiar Mesia. Aș vrea să facem un pas mai departe și să citim împreună și pasajul foarte important din Numeri, capitolul 24. Aici unde, iată, într-o situație puțin, să zic așa, atipică, se face o profeție extraordinară despre Mesia. În capitolul acesta, la versetul 17, în prorocia lui Balaam, spune așa cuvântul, o steară sare din Iacov, un toiac de cârmuire se ridică din Israel. La cine oare se referă aici Balaam și cum de a ajuns el să facă o asemenea profeție? Îmi place atât de mult profeția aceasta, este atât de frumoasă.
și atât de profundă, Balaam, despre care se spune, el este cel ce vede vedenia celui atotputernic. Despre niciun proroc nu se spune așa ceva. Uh-huh. Sunt proroce ai Scripturii, dar în dreptul lui spune cel ce vede vedenia celui atotputernic. Adică Dumnezeu n-a ascuns nimic de el. Și spune, îl văd, dar nu acum. Adică îl văd. El este eliberatorul. Dar nu acum, el va veni. Uh-huh. Uh-huh. Da? După aceea, îl privesc. Da, îl privesc. El este cel care e trimis. El va mângâia cum nu mângâie nimeni. El va vindeca cum nu vindecă nimeni. El este cel care va ridica păcatul lumii. Este mielul lui Dumnezeu. El este împlinirea tuturor profețiilor. El este, dacă vreți, egal cu Dumnezeu. Îl privesc, zice, dar nu de aproape. E departe încă. Și într-adevăr, urma să mai treacă ani buni. O steară sare din Iacob. Și aici mă gândesc nu doar pe linia genealogică a lui Iacob, din Iuda. Mă gândesc la steaua, la corul de îngeri care au condus, care a condus magii către locul unde s-a născut prințul acestui univers, prințul mântuirii noastre. Un toiac de cărmuire se ridică din Israel. Când zicem toiac de cărmuire, ne gândim la domnie. Și profetul Isaia spune și domnia era pe umerii lui. Ce fel de domnie? Se duce în prăpastie, ia oaia pierdută și o așează pe umerii lui. Aceasta este domnie. Domnie înseamnă sacrificiu, înseamnă umilință în dreptul lui Mesia, a Mântuitorului și Răscumpărătorului nostru. Și zice, el străpunge laturile Moabului. Întotdeauna Moabul și Edomul, da, și Amon, amoniții, au fost socotiți ca vrăjmași ai lui Dumnezeu. Și când zice, el străpunge laturile Moabului, se referă la păcat, la răutate. Că neprihănirea va dăinui și prăpădește pe toți copiii lui Set. Se face stăpân pe Edom, se face stăpân pe Seir, vrăjmașii lui Israel fac fapte mari. Deci Mântuitorul este văzut în această profeție și în această prezicere de către Balaam. Îmi pare rău că Balaam nu a rămas credincios lui Dumnezeu și arginții l-au ispitit ca să beneficieze de această frumoasă împlinire pe care Mântuitorul a realizat-o în dreptul celor care au primit și au căzut. Și așa cum spuneați, peste ani, la un moment dat, magii au văzut această steauă, această stea, au mers după ea și au ajuns la pruncul exact. Mesia. A fost semnul pe care i-a ghidat către Mesia. Cartea aceasta și pasajul acesta îl cunoșteau și ei în scrierile lor, le aveau și ei și profeția aceasta i-a determinat să îl cunoască pe Mesia. Permiteți-mi să vă spun că cea mai veche carte, teologii toți au ajuns la această concluzie, este cartea Iov. Și în Iov 33, Iov trăia în țarauți. Nu ni se spune că era evreu, că nu era evreu, dar era un om, da? Nu știm lucrul acesta. În capitolul 33, Elihu are o cuvântare și discută. Zice, carnea îi se prăpădește și pierde, oasele care nu îi se vedeau rămân goale, sufletul îi se apropie de groapă și viața de vestitorii mori. Dar dacă se găsește un înger mijlocitor pentru el, unul din miile acelea care vestesc omului calea pe care trebuie să o urmeze, Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului, izbăvește-l ca să nu se pogoare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Deși ei nu aveau o înțelegere atât de clară și Elihu spune, un înger din aceea, n-avea clar, dar știa că trebuie un răscumpărător, un preț. Da? Uh-huh. Un mântuitor, un salvator. Iată ce cunoșteau, nu erau evrei, ce cunoșteau încă de la început, cum și primii noștri părinți au avut cunoștință. Iată o profeție foarte frumoasă aici în Iov despre răscumpărător, așa cum înțelegeau ei. Acum, în Vechiul Testament există în colecția psalmilor mai mulți psalmi inspirați de Dumnezeu care au prezentat viața Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să ne referim la câțiva dintre ei, poate la cei mai, să zic, însemnați în sensul acesta. Dacă ne puteți oferi câteva exemple de psalmi care au descris în cuvinte poetice, dar foarte viu colorate, ceea ce avea să se întâmple ulterior cu viața Domnului Iisus Hristos și să găsim această relație între ce s-a împlinit și psalmul din Vechiul Testament. Încă de la începutul cărții psalmelor. Psalmul 2, versetul 7.
eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul, Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Interesant, eu, zice unsul, voi vesti hotărârea cui? În cer s-a luat o decizie. Soluția însemna timp de probă, sacrificiu. Dar ca să fie sacrificiu, trebuia să fie întruparea. Mântuitorul să coboare aici la noi, să îmbrace haina noastră, identitatea noastră. Asta a fost hotărârea sfatului cerului. Și Mântuitorul a venit în carne și oase. S-a întrupat la împlinirea vremii, cum spune Apostolul Pavel. Și ne-a demonstrat foarte clar ce vrea Tatăl, cum ne dorește, cum vrea să ne izbăvească din puterea morții și a păcatului. Și zice, Domnul a zis, tu ești fiul meu. Un fiu poartă numele Tatălui, caracterul Tatălui, da? Singurul fiu. Și zice, astăzi te-am născut. Când este vorba de lucrul acesta, nu se referă neapărat la naștere, la întrupare. Se referă la această expresie pe care o cunoșteau cei din vechime și în mod special cei din Israel, poporul Israel. Când era vorba de întâiul născut, de cineva care avea parte dublă de moșteniri, care era preotul familiei, ei, expresia aceasta este foarte profundă, arătând că Mântuitorul poartă caracterul Tatălui, numele Tatălui, arată cum este Tatăl, împlinește voința Tatălui, da? Nu voința Lui, și mai mult decât atât, arată de fapt că El este preotul, moștenitorul, care a adus răscumpărarea familiei omenești. Mulțumesc! Un alt exemplu, un alt psalm, dacă avem, care să vorbească despre Domnul Iisus. Psalmul Mesianic 22. Aici găsim foarte multe elemente în ceea ce privește viața Mântuitorului, profeție mesianică. De exemplu, rog să citiți, să începe psalmul. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să mă ajut și fără să mi-ascuz plângerile mele? În cele mai grele momente, când s-a simțit părăsit și Dumnezeu Tatăl l-a lăsat singur pentru că urma să plătească și să guste moartea a doua și să plătească păcatul, el a zis, Eli, Eli, lama sabachthani. Da? Evangheliștii redau locul acesta. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Apoi vorbește în capitolul 22, versetul 6, dar eu sunt vierme, nu om, am ajuns de ocarea oamenilor și disprețuit de popor. Luca, capitolul 23, zice, noroadele bajocoreau, mai mari se râdeau de el, alții erau nepăsători, alții îl scuipau. Cât de clar, cu lux de amănunte, cu mii de ani înainte, psalmistul, bărbatul Vechiului Testament al credinței, spune lucrul acesta. Apoi, zice versetul 8, s-a încrezut în Domnul să-l mântuiască, Domnul să-l izbăvească. Aici este Matei capitolul 27, spune foarte clar, preoții se uitau la ei și spuneau, s-a încrezut în Dumnezeu să-l salveze. Unul din tâlhari zice, dă-te jos și mântuiește-te pe tine și mântuiește-te și pe noi. După aceea, vorbește, și zice, el spune acolo pe cruce, în mâinile tale mi-ncredințez sufletul. În mâinile tale mi-ncredințez, da, sufletul. Apoi zice, am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara să topește în lăuntru meu. Durerea aceasta pe care n-a simțit-o niciun om este nu doar durerea fizică, este durerea păcatului întregii omeniri. Deci în atitudinea Mântuitorului stătea salvarea neamului omenesc. Pe de o parte, tot păcatul neamului omenesc, pe de altă parte, neprihănirea lui Dumnezeu. Vă dați seama, durerea aceasta el a simțit-o. Zice, mi se usucă puterea ca lutul și mi se lipește limba de cerul. M-a adus în țărâna morții, că și niște câini mă înconjoară, o ceată de neluiși datori coare împrejur meu. Și acum, atenție, versetul 16. Mi-au străpuns mâinile și picioarele. Ce frumos! Toate oasele, zice, aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc. Și încă, versetul 18, își împar hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Și evanghelistul Ioan spune foarte clar, soldații când au văzut-o că este din întreg și că era cămașa Mântuitorului, vă dați seama atât de ordonat era Mântuitor. Zice, le-a fost milă într-un fel și a zis, de ce s-o rupe? N-are rost să o împărți. Tragem la sorți, acuie să rămân întreagă. Da.
Și apoi, mai sunt și alți psalmi. Psalmul, de exemplu, 69 vorbește: îmi dau oțet în loc de miere. Exact, 69, da? 18. Mă gândeam și la psalmul 16 cu versetul, da, 10, unde spune: căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Ce vorbește de înviere. Exact, a treia zi după Scripturi. Da, ei au păzit groapa, au pus soldați, au așa, la un moment dat, când Mântuitorul a înviat, chiar a vrut să liniștească cumva pe oameni și a vrut să stopeze acest mare adevăr că moartea a fost învinsă. Zice, l-a furat cineva. Deci el a înviat. Unde ți este boldul moarte? Unde ți este puterea? Unde ți este biruința moarte? Ce frumos! Ce speranță ne-a dat Mântuitorul, pentru că adevărul a triumfat. Viața mai tare decât moartea, lumina mai tare decât întunericul și neprihănirea mai tare decât păcatul. Un alt psalm foarte frumos, mesianic, în capitolul 40 cu versetul 7, atunci, zice aici, am zis: iată că vin, în surul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Vreau să vestesc că durerea ta în adorarea cea mare. Iată că nu-mi închid buzele, tu știi lucrul acesta, Doamne. Îmi place exact, David a văzut prin ochii credinței ce se întâmpla în Ghețioane. Când paharul era atât de greu și atât de amar, a spus: Doamne, Tată, depărtează, dacă este voia ta, acest pahar de la mine. Și acum, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Mântuitorul a venit să împlinească voia Tatălui. Primul Adam, spune Apostolul Pavel, a căzut, pentru că nu a împlinit voia Creatorului. A venit al doilea Adam, care în condiții mult mai dezavantajoase decât primul Adam, da? Împlinește voia Tatălui. Eu, zice, nu fac nimic de la mine, ci ceea ce îmi dă Tatăl. Și acum spunea tot în Matei, eu am venit să împlinesc legea, nu să o stric. Legea și prorocii, am venit să o împlinesc. Un alt psalm, și vreau să-l citesc, psalmul 110 cu versetul 4, spune așa aici: că Domnul a jurat și nu mi-a părea rău. Tu ești preot în viac, în felul lui Melchisedec. Da. În ce fel de vorbește despre Mesia și rolul Domnului Hristos ca preot? Pe speța aceasta, teologii sunt împărțiți. Unii vorbesc de Melchisedec ca fiind Domnul Hristos întrupat, alții nu. Citind Evanghelia, ne spune foarte clar: el era om născut, Melchisedec, nu se cunoșteau părinții. Faptul că nu se cunoșteau părinții putea fi un simbol, da, al Mântuitorului, care, deși născut din fecioară, n-are legătură de sânge. El este Dumnezeu întrupat, Dumnezeu adevărat, da, una cu Tatăl, da, dumnezeirea, nemurirea este în el, ca drept dovadă n-are nici început, nici sfârșit. Și de ce spune psalmul acesta că este preot în veac după rânduiala lui Melchisedec? De obicei, când citim istoria salvării, găsim că marele preot sau preoție era diferită de administrație, de împărăție, de tot ce însemna aparatul regesc. De data aceasta găsim, când s-a întâlnit cu Avram, și găsim și în alte pasaje biblice, că Melchisedec era preot și împărat al Salemului. Avea ambele funcții, ceea ce greu să întâlnește așa ceva. Ei, Mântuitorul acest lucru l-a împlinit. A fost, pe de o parte, preot, da? Mare preot, punctul cel mai însemnat a celor spuse pe... Până aici spune Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 8, este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta, a străbătut cerurile. Pe de altă parte, este și împărat. Este împărat al neprihănirii, dar și împăratul împăraților și domnul domnilor, pentru că el are o împărăție. Și mă refer și la împărăția Harului, în care intrăm toți cei ce l-acceptăm ca Domn și Mântuitor, dar și la împărăția slavei. Da? Împărăția care va trece, zice, în mâinile sfinților și nimeni nu o va mai lua. Ei, când zice preot după rânduiala lui Mesia, la acest lucru se referă. Mântuitorul este și preot, mare preot, și este și împărat. Și de ce în viac? În timp ce preoții, care preînchipuiau pe Domnul Hristos,
mureau, erau și ei limitați. Sigur. Și dosarul păcatului meu trebuia să treacă la altul și altul să-l înlocuiască. El rămâne preot în veac. De asta Apostolul Pavel spune, 7:25 evrei, de aceea poate să mântuiască în chip de săvârșit pe cei ce se apropie de el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Fără păcat, despărțit de păcătoși, de un asemenea mare preot am avut noi nevoie. A avut neamul omenesc. Psalmul 132 aici este o altă profeție mesianică unde spune că Dumnezeu, versetul 11, a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău, zice aici. Iar lucrul acesta îl vedem clar că pe linia lui David a venit Mesia. Și numai pe linia lui David, când zice din trupul tău, arată și natura umană. Să înțeleagă nevoile, da? Să îmbrace haina noastră, identitatea noastră, ca să ne poată înțelege. El este, spune Apostolul Pavel, scriind evreilor, conaționalilor lui, fratele nostru mai mare. Și Evrei 4:15 spune, da? Căci noi nu avem un mare preot să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care, ca și noi, a fost ispitit, dar fără păcat, ne înțelege. Și pe linia aceasta genealogică, dar vreau să spun, că profeția aceasta și multe alte pasaje profetice vorbesc că profeția nașterii lui Mesia nu a fost condiționată. Deci, indiferent cât de mult diavolul ar fi lucrat cu toată puterea, prin imperii, prin unelte omenești, la împlinirea vremii, când orologiu a sunat profetic, orologiu profetic, Mesia trebuia să vină. Și spune clar, altul nu va fi. Cu alte cuvinte, nu va fi o altă direcție, ci din spița lui David, din trupul tău, odrasla ta, el va fi cel care va veni să răscumpere pe Israel. Și unul dintre ai tăi, adică la fel ca noi. Acum aș vrea să discutăm și despre profețiile consacrate, să spun așa, mesianice, pe care le descoperim în cartea profetului Isaia în mod special. Vom aminti și pe cele din Ieremia și cele din Ezechiel, dar în mod special cele din Isaia. Haideți să prezentăm pentru telespectatorii noștri câteva pasaje din cartea profetului Isaia care sunt prin excelență mesianice. Vreau să ne referim la Isaia 7:14 mai întâi. Ce se prezintă aici? De aceea Domnul însuși va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune-le Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Este pe vremea lui Ahaz. Profeția s-a împlinit, să spun, pe linie atât a Vechiului Testament cât și a venirii lui Mesia. Deci a avut o dublă împlinire. A fost un semn la curte care a arătat că Dumnezeu va lucra pentru Israel și o fecioară a rămas însărcinată, nu în sensul desfrâului, ci probabil nu cunoaștem prea multe amănunte, putea să nu aibă copii sau, eu știu, nu se gândea niciodată că va avea o familie și va avea un copil. Deci a fost semnul la curtea lui Ahaz, dar profeția s-a împlinit și cu vestirea nașterii Mântuitorului din Fecioara Maria, din Maria. Va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Ce frumos! Exact. Deci Dumnezeu nu rămâne undeva. Vă aduceți aminte de Eminescu în Luceafărul, spune, dar eu rămân în lumea mea acum, nemuritor și rece. Și rece. Dar Dumnezeu n-a rămas așa. El a venit la noi, a îmbrăcat condiția noastră într-o fire asemănătoare nouă și ne-a înțeles. A mers în colbul acestei lumi, a văzut nevoile, s-a apropiat de fiecare. Într-adevăr, numele acesta este și magnific, dar și plin de compasiune. Arată empatia lui Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este cu noi. Poate că una dintre cele mai frumoase profeții făcute de Isaia se găsește în capitolul 9 cu versetul 6 și 7. Aici spune așa, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul domnia lui David și împărăției lui o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire
de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Este atât de profundă. Un copil arătând ca și noi. Ne naștem având aceeași viață. Un fiu ca și noi, care purtăm, nu? Uh-huh. Stigmatul unei familii, care purtăm numele unei familii. Domnia va fi pe umărul lui. O domnie a smereniei, a sacrificiului, în timp ce alții domnesc călcând pe alții, el s-a lăsat călcat. Îl vor numi minunat. El a fost întotdeauna minunat. Oamenii când îl vedeau, cum vorbește Mântuitorul, se mirau și zicea: astăzi am auzit lucruri nemai întâlnite, nemai pomenite. Sfetnic, un învățător și un sfătuitor. Dumnezeu tare, da, se referă la puterea neprihănirii și a unui trai curat. Părintele veșniciilor, fără început și fără sfârșit, egal cu Dumnezeu. Domn al păcii, a adus pacea. Va face ca domnia lui să crească. Urmașii, Isaia vorbește în altă profeție despre va vedea rodul muncii sufletului său. Da? Zice, fără sfârșit va da scaunele de domnia lui David. Întotdeauna Israel s-a gândit la pace. Au fost puțin la număr, au fost foarte prigoniți de neamuri și întotdeauna în istoria poporului Israel au dorit liniște și pace, dar în același timp cu o semnificație spirituală către Mesia, care arăta că te poți odihni de lucrările păcatului. Adică pacea și liniștea pocăinței și a neprihănirii. Uh-huh. Da. Pentru că suntem aproape de finalul emisiunii, vreau totuși să spunem câteva cuvinte și despre frumoasa profeție din Isaia capitolul 53. Aici câteva cuvinte, domnule pastor, dacă ne prezentați acest capitol care într-un fel vorbește despre un eveniment cu totul special pe care creștinătatea în curând îl vor serba. Este magistral această profeție, este extraordinar. Începe să spună exact cu vestirea, cine a crezut ceea ce ni se vestise, cum a crescut el, ca un lăstar, dintr-un pământ uscat, ce... Din Nazaret poate ieși ceva, din familia lui Iosif. S-au dus la înscriere, la templu, săraci, porumbei și nu altceva. Nu i-au băgat nimeni în seamă, da? Zice, disprețuit și părăsit de oameni. Într-adevăr, părăsit, ucenicii au fugit, cei mai apropiați. După aceea, zice, era așa de disprețuit că te întorceai fața de la el, privind la chinurile lui din Ghețeman și de pe cruce. Într-adevăr, se împlinește profeția. Totuși, zice, suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit și lovit de Dumnezeu. Și așa au crezut cei din vremea lui. Dar ei nu și-au dat seama și poate de multe ori nici noi nu ne dăm seama că el a fost străpuns pentru păcatele noastre și pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el. Apoi vorbește despre că noi rătăceam. Și Pavel vorbește, odinioară, erai și tu, fără cetățenie, fără drept, fără nimic, fără lege, fără... Dar acum, când s-a arătat bunătatea Mântuitorului și s-a făcut spălarea prin nașterea din nou și prin Duhul Sfânt, ești copil al lui Dumnezeu, da? Apoi vorbește că a fost chinuit, n-a deschis gura. Deci este punct cu punct și element cu element, profeția de la vestire... Este desfășurarea planului de mântuire, de la început și până la sfârșit. Apoi vorbește de groapa lui între cei doi tâlhari. Apoi, dar și la un loc cu cel bogat, a venit Iosif din Arimatea și i-a dat ce omul acesta bogat, i-a dat mormânt. Vorbește de zdrobit prin suferință, așa, și zice, după ce îți va da jertfa, atunci nu se vedea prea mult. Puterile întunericului păreau că biruie. Dar când a înviat, zice, după ce își va da jertfa de plină, va vedea ce? Rodul muncii suflet. Oameni care sunt robiți de păcat, găsesc în Iisus Hristos salvare, găsesc un mântuitor atât de gingaș și se apropie de fiecare dintre noi. Găsim salvare, găsim, dacă vrei, pace și liniște sufletească, ne odihnim de lucrările păcatului, neprihănirea ia ființă în noi. Cât de frumos este să-L cunoști pe Dumnezeu prin Mântuitor. Iată că atât de frumos Dumnezeu a descoperit în Vechiul Testament, prin profeți, prin scrierile lui Moise și psalmi,
pasaje întregi care au vorbit despre venirea lui Mesia. Mai sunt și alte pasaje, însă timpul nostru nu ne permite să le abordăm în această ocazie. Poate pentru cei de acasă ar putea chiar să cerceteze lucrul acesta în Daniel, spre exemplu capitolul 9 de la versetul 24, care prezintă când va veni Domnul Iisus Hristos ca și dată profetică și efectiv ce se întâmplă cu botezul Domnului Iisus, moartea Domnului Iisus Hristos, înălțarea Lui. Poftiți, dacă... În timp ce Balaam spune, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape. Daniel vine și spune, deși departe, zice, dată fixă, an, aici se întâmplă, aici se întâmplă. Cred că ar fi potrivit, poate într-o ocazie viitoare, să dezbatem doar acest pasaj Biblii din Daniel, capitolul 9. Stimați telespectatori, iată, astăzi am văzut că Dumnezeu a descoperit în Vechiul Testament și a dat certitudine poporului Israel și nu doar lor, ci și altor oameni care au fost dispuși să asculte de Cuvântul Lui Dumnezeu că într-o zi va veni Mesia. Toate profețiile făcute din Vechiul Testament cu privire la momentul venirii lui Mesia s-au împlinit. Iată așadar, prima lui venire a avut loc acum 2000 de ani. Stau și mă gândesc la faptul că în Noul Testament avem atât de multe făgăduințe care îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos când va veni a doua oară. Domnule pastor, vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi astăzi în emisiune. Dragi telespectatori, să ne încredem în făgăduințele pe care Dumnezeu le-a făcut în Noul Testament cu privire la a doua lui venire. Până data viitoare, Dumnezeu să vă ocrotească și El să ne susțină pe toți. Cu bine!